Tinerii nu se mai căsătoresc, iar cei cu peste 20 de ani vechime în căsnicie divorțează. Este tabloul pentru România zilelor noastre. Cariera ocupă primul loc, iar familia este pe locul 2. Cam asta este tendința în rândul tinerilor de azi. În timp ce unii oameni visează să meargă la altar și să-și unească destinul cu cel al persoanei pe care o consideră marea iubire, mulți alții au renunțat la această idee. De fapt, au apus de mult vremurile în care a fi necăsătorit este privit ca un defect sau ca pe o mare nerealizare. În prezent, mulți oameni aleg în mod voit să nu se căsătorească. De ce credeți noastră că nu se mai căsătoresc tinerii din ziua de azi, cum era înainte? Nu au cu ce se țină, că n-au servicii și n-au bani. Fug de căsătorie pentru că nu au locuri de muncă, nu au unde să locuiască. Astea sunt problemele care îi rog. Problema financiară ar fi pe primul plan. Da, problema financiară, sigur că da. Potrivit unui studiu, lipsa banilor sau a bunurilor materiale este cel mai important motiv pentru care tinerii nu vor să se căsătorească. 55% dintre respondenți au considerat că acesta este motivul principal pentru care tinerii nu vor să se căsătorească, în timp ce 44% dintre respondenți cred că motivul este frica de eșec sau de a nu a face alegerea potrivită. Al treilea motiv invocat de 39% dintre respondenți este presiunea planurilor profesionale. N-am o statistică în privința celibatarilor, să zic așa, din partea bărbaților și rezervele din partea fetelor. Nu am o explicație, dar depinde de atracția dintre cei doi și depinde și de acea șansă pe care ți-o oferă tinerețea și așa mai departe. Poate că unii gândesc că nu au posibilitatea să întemeieze o familie, le e teamă, dar mai degrabă cred că le este frică de o căsătorie, de un mariaj. Da. Deci le e frică să-și asume până la urmă. Păi este o responsabilitate în doi, da. Sunt două ființe contrarii care trebuie să se uniformizeze, să meargă împreună pe același drum. Principalele motive sunt în ordinea importanței. Nu au găsit persoana potrivită, nu se simt pregătiți și nu au stabilitate financiară sau nu au un loc de muncă. Căsătoria nu înseamnă numai iubire și jurăminte de credință, ci și responsabilități, precum cumpărarea unei locuințe, creșterea copiilor, facturi și numeroase alte costuri pe care unele persoane pur și simplu nu și le pot asuma.